picioare, să citim și pasajul de Cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia scrisă de către Luca, capitolul 19, din respect pentru Cuvântul Domnului, nu pentru peste baptiști, de la versetul 1 până la versetul 10. Evanghelia scrisă de către Evanghelistul Luca, la capitolul 19, de la versetul 1 până la versetul 10. Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns în locul acela, și-a ridicat ochii și a zis, Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când a văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și i-a zis, iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avram. Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Amin. Ocupăm. Este o bucurie pentru mine că pot să fiu în această zi în mijlocul dumneavoastră și chiar mă simt ca acasă deja în mijlocul vostru și mă rog ca Domnul să fie Cel care să ne vorbească fiecare dintre noi. Iată că Domnul a fost bun cu noi și ne-a dăruit această conferință și poate n-am reușit să reținem tot, dar avem un har deosebit că mai putem să privim pe internet, mai revedem și mai revedem și dacă cumva n-am învățat ceva, mai avem de învățat. Și dacă iarăși mai avem ceva, mai uităm o dată. Cu siguranță și în această seară poate avem ceva de învățat. Absolut. Cu siguranță poate nu este lucrurile noi, cu siguranță nici textul pe care îl citim nu este un lucru nou pentru fiecare dintre noi. Poate am auzit măcar o dată de Zacheu. Poate vi se pare ciudat cum ne-am ales tocmai pe Zacheu. Uitându-vă la mine, cu siguranță nu semăn cu Zacheu. Dar vreau să vă spun un lucru. Mi-amintesc de o întâmplare din copilăria mea. Undeva la 12 ani, stau să sucutesc așa, și pe la 12 ani, am mers și am cântat, îmi plăcea foarte mult să cânt. De mic copil am cântat în biserică și am cântat Zacheu era un om micuț ca mine. Dar vreau să vă spun că problema e când am ajuns în față și am început Zacheu era un om micuț ca mine, toată biserica a început să râdă și problema e că n-am mai putut să continui să cânt. A trebuit să mă opresc eu de la început cântarea ca să pot să mai continui cântarea. Cu siguranță n-am să cânt în această seară Zacheu era un om micuț ca mine, pentru că Zacheu, poate și eu sunt un om micuț înaintea lui Hristos, dar la înălțime cu siguranță numai dacă erau toți fiii lui Anac în jurul lui Zacheu, era Zacheu ca mine. Dar vreau să vă spun că alte lucruri sunt mai importante în acest pasaj decât că Zacheu era un om micuț de statură. Este legat de viața lui Zacheu. Un lucru important s-a întâmplat în viața lui Zacheu. Un lucru pe care unii dintre noi cred că deja l-am simțit în viețile noastre. Și dacă încă ceea ce s-a întâmplat în dreptul lui Zacheu încă nu s-a întâmplat în viețile dumneavoastră, așa ca să privim în minutele care ne stau înainte și să privim la viața lui Zacheu. Un prim lucru pe care aș vrea să îl vedem în pasajul pe care l-am citit este că în versetul 1 spune că Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Interesant este că Domnul Iisus Hristos n-a venit special pentru Ierihon.
N-a venit în Ierihon să stea o vreme, să vorbească sinagogă. Spune cuvântul lui Dumnezeu două verbe foarte interesante. A intrat și a trecut. De data aceasta, Domnul Iisus Hristos era pe un drum care avea să ducă spre moarte. Era ultima oară când trecea prin Ierihon. De ce vreau să menționez acest lucru? Este că pentru Zacheu era ultima șansă lui. Nu exista o altă șansă pentru el, nu mai exista altă dată să se mai întâlnească cu el, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că a trecut prin Ierihon și dacă doar aruncăm o privire în Evanghelia după Luca, vom observa că în versetul deja 29 spune cuvântul lui Dumnezeu ca titlu intrarea în Ierusalim. Era ultima dată când Domnul Iisus Hristos intra în Ierihon. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu. A intrat și a ieșit. A intrat și a trecut pe acolo. Un lucru pe care ar vrea să-l menționez este că Dumnezeu s-ar putea să n-aibă neapărat răbdare pentru cei care mai stau să se gândească. Hristos a trecut prin cetate și a dăruit o ocazie celor din acea cetate. N-a rămas să se mai gândească oameni. Să se vadă dacă oare are rost să mă duc la Hristos, oare chiar are rost să mă întâlnesc cu El, oare chiar merită să-mi sacrific timpul meu să mă duc să mă întâlnesc cu El. Hristos n-a rămas pentru cei care încă mai stă pe gânduri. Poate au mai fost dornici în cetatea aceea să-L vadă pe Hristos. Și a fost ultima ocazie. Au pierdut acea ocazie. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu și revin acum la acel personaj pe care l-am întâmpinat în acest pasaj pe care l-am citit. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 2. Și un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus. Interesant este că un om a căutat să vadă cine este Iisus. A profitat de această ocazie pe care a avut-o, pe care a acordat-o Hristos, de a vedea. Așa cum a spus, a fost ultima șansă a lui Zacheu să-L cunoască, pentru că n-a fost singura dată când Hristos a intrat în Ierihon. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că a mai fost în Ierihon, dar Zacheu nu l-a interesat. Dar de data aceasta spune cuvântul lui Dumnezeu că un om pe nume Zacheu a fost curios să-L vadă pe Hristos. Dar mai mult decât curios. Dar aș vrea să vedem cum îl descrie cuvântul lui Dumnezeu pe acest om. Două lucruri menționează. Unul spune și era un om bogat. Vreau să vă spun că și în vremea aceea erau oameni bogați și oameni săraci. Și în zilele noastre există oameni bogați, bogați și săraci. Dar un lucru pe care cred că îl au atât cei care sunt bogați, cât și cei care sunt săraci, au nevoie de Hristos. Amin. Au nevoie să se întâlnească cu Hristos în mod personal. Amin. Nu contează dacă ești bogat, nu contează dacă ești sărac. Toți trebuie să se întâlnească. Și vedeți că nu numai că erau bogați, dar spune cuvântul lui Dumnezeu că era și mai marele vameșilor. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Avea și o funcție importantă. Nu numai că era bogat, că a moștenit oarecum o avere de la cineva, de la părinți, de la mătuși, alte lucruri pe care ar fi putut să le moștenească, cum sunt în zilele noastre. Omul acesta muncea și era mai marele vameșilor. Dar vreau să rămân foarte mult la această slujbă pe care o avea, dar un lucru pe care trebuie menționat este faptul că vameșii din vremea respectivă erau oameni care erau priviți cu dispreț de oameni. De ce? Pentru că de multe ori vameșii luau mai mult decât se cuvenea. Și știți cine profita cel mai mult de banii care erau luați? Mai marele vameș. El avea felia mai mare și restul împărțeau și ei.
din ce se câștiga. Și de multe ori a luat de la sărac, poate a luat de la cel care avea mai puțin, dar nu l-a interesat. În viața lui a contat să fie un om bogat. N-a contat altceva. Dar interesant este că într-o zi a apărut o dorință în viața lui. O dorință care i-a schimbat viața. Un lucru care am spune noi, ce e atât de miraculos să te întâlnești cu Hristos? Ce este atât de miraculos să îl vezi pe Hristos? Dar interesant este că spune Cuvântul Dumnezeu clar în versetul 3. Dorința aceasta era de a avea o întâlnire cu Hristos. Spune versetul 3, astfel, căuta să-L vadă pe Iisus. Oare îl căutăm să-L vedem pe Iisus în lumea aceasta? Oare ce căutăm în lumea aceasta? Oare îl căutăm pe Hristos sau căutăm alte lucruri? Oare ce lucruri urmărim în lumea aceasta? Oare ce ne preocupă în lumea aceasta cel mai mult? Dorința acestui om în acest moment era să-L vadă pe Hristos. Dar vreau să vă spun că în momentul în care îți dorești să vezi pe Hristos, să te întâlnești cu El, vreau să vă spun că nu va fi totul roz. Nu va merge totul ca pe roate în momentul în care dorești cu adevărat să te întâlnești cu Hristos. Și în viața mea, și cred că în viața multora dintre dumneavoastră, au existat piedici. Două piedici pe care Zacheu le-a întâmpinat în momentul în care a dorit să-L vadă pe Hristos. Una legată de cei din jurul lui și o piedică personală. Spune Cuvântul lui Dumnezeu, versetul 3, partea 2, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. Prima problemă pe care a întâmpinat-o este că erau mulți oameni acolo. Nu era o problemă că oamenii aceia erau în acel loc și ei aveau dreptul să-L vadă pe Hristos la fel ca și el. Dar vreau să vă spun că pentru el era o problemă. Pentru el era o problemă că nu putea să-L vadă pe Hristos pentru că ceilalți erau mai înalți decât el și el nu putea să vadă. Și vreau să spun că de multe ori când este vorba să-L vezi pe Hristos, să-L cauți pe Hristos, să-L găsești pe Hristos, s-ar putea de multe ori ca mulți oameni să stea în fața ta și să nu te lasă să-L vezi pe Hristos. De multe ori s-ar putea ca prietenii noștri să fie cei care pun o piedică, poate de multe ori familia noastră să pună o piedică, vecinii noștri, cunoștințele noastre. Dar vreau să spun că piedicile care vor veni în viața noastră pot fi depășite. Zacheu a putut să le depășească și vreau să vă spun că pentru fiecare dintre noi care va avea piedici pe calea vieții, le putem birui împreună cu Hristos. Pentru el a fost greu acest lucru și vom vedea cum a depășit această piedică. Dar în același timp avea și o piedică personală. Era mic de statură. Vreau să vă întreb, era vinovat Dumnezeu că l-a făcut mic? Putem să dăm vina pe Dumnezeu și să zică Zacheu, Doamne, dacă m-ai făcut mic, ce vina am eu? N-am cum să-L văd pe Hristos. N-am cum să ajung la el. Și s-ar putea ca mulți oameni să spună, Doamne, nu vezi, așa m-ai creat. N-am cum să ajung la tine. Și mulți oameni spun, oh, Doamne, Tu m-ai creat să fiu așa de curvat. Să-mi plac atât de mult femeile. Doamne, Tu ai pus așa în inima mea. Și spună, Doamne, din cauza Ta nu pot să mă întorc. Și exemplele pot să continue. Problemele, cu siguranță, sunt și în interior și în exterior. Când vrei să-L găsești cu adevărat pe Hristos, piedicile vor veni și din viața noastră și din exterior. Poate de multe ori și în interiorul nostru vor spune, nu te vezi cât de păcătos ești? Nu vezi cum arăți? Cum să mergi tu la Hristos? Să meargă cei care sunt mai buni? Tu ești rău. Tu nu meriți lucrul acesta. Și vreau să spun că de multe ori poate gândurile acestea apar și în mintea noastră. Zacheu era un om micuț și mulțimea îl împiedica să-L vadă pe Hristos. Poate și în această zi
Avem fiecare dintre noi anumite frustrări, anumite lucruri care poate încă ne țin departe de Hristos. Fratele Budac ne-a întrebat de cât ani suntem la întorși la Hristos. Cu siguranță am spus în dreptul meu, sunt 12 ani de când am intrat în etapa botezului. Vreau să vă spun că în viața mea n-a mers rost din momentul acela până acum. A existat momente în care am coborât în vale și au existat momente în care am fost pe munte. A existat momente în care din nou a trebuit să mă întorc la Hristos, din nou să mă întâlnesc cu Hristos, ca El să mă readucă pe calea vieții. Și chiar dacă poate de mulți ani suntem întorși la Hristos, sau de puțini ani, trebuie în permanență să avem dorința să întâlnim cu Hristos. În permanență să există așa strângire și să fim gata să sacrificăm orice pentru a-L vedea pe Hristos. Și ar vrea să vedem din nou la Zacheu. Din nou să vedem că Zacheu, deși a existat aceste obstacole din viața lui, Zacheu a reușit să treacă peste obstacole. Spune cuvântul lui Dumnezeu astfel. Versetul 4. A alergat cum? Înainte, spune cuvântul lui Dumnezeu. De multe ori când ai astfel de obstacole, știți ce facem noi ca oameni? Un pas înapoi, stânga prejur și merge acasă. Putea să zică, Doamne, eu am vrut să te găsesc, dar n-am putut. Și putea să spună, mă întorc și către casă. Dar interesant este că determinarea pe care era în inima lui Zacheu era una mare. N-a mers așa tiptil și să spună pe drum oare, ce să fac, cum să fac. Spune cuvântul lui Dumnezeu că ai alergat cum? Înainte. A mers înainte, n-a contat ce piedici a fost în inima lui. N-a contat ce piedici a fost în jurul lui, ci a depășit obstacolele. Și spune cuvântul lui Dumnezeu astfel. Și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că drumul acela avea să treacă. Nu știm cu siguranță dacă a fost un dud sau a fost un alt pom. Interesant este că un om ca și Zacheu, cu o funcție mare, cu bani, undeva se crede că avea între 45 de ani acest om, era un matur în toată firea. Ei, gândiți-vă în Londra, dintr-o dată să vedeți un pom în centru și un om în toată firea în pom. Ce ați zice? Mă, omule, n-ai minte? Mă, omule, cum să te urci în pom? Cum să faci un astfel de gest? Nu știu câți dintre voi ați proceda la fel. Omul acesta în determinarea pe care o avea, interesant este că a fost gata să facă orice. Chiar să se facă de râs. Nu știu când dintre dumneavoastră încă mai puteți să vă urcați în pom. Și care mai aveți forma fizică să ne urcăm într-un pom. Zacheu a făcut și acest sacrificiu. S-a urcat și într-un pom. S-au făcut tot ce a ținut de el. Cu riscul, așa cum a spus, de a fi bajocorit. Vreau să spun că Zacheu era un om obișnuit cu riscul. Așa cum am spus de la început. Riscul era ceva obișnuit pentru el, dar când era vorba de bani. Când era vorba de bani, făcea orice risc. Nu conta. Vorba aia, trec peste cadavre dacă trebuie și banul, tot mi-l fac. Zacheu a fost obișnuit cu lucrul acesta, dar nu era obișnuit să facă sacrificii când era vorba de reputația sa. Era reputația lui în joc. Un om cu funcție, un om bogat, să vezi într-un pom, era cel mai neașteptat lucru în vremurile respective. Și cu siguranță în vremurile noastre. Dar Zacheu a fost gata să se urce într-un pom. Mă întreb oare, suntem gata să ne urcăm într-un pom? Se spune că când te saturi de pământ, te vei urca în pom. Cât timp încă îți mai place pe pământul acesta, nu ești gata să te urci într-un pom. Omul acesta s-a săturat de viața lui, s-a săturat de ceea ce avea, s-a săturat de banii lui, de tot, și s-a săturat de pământ așa că s-a urcat într-un pom. Nu
așa simbolic, metaforic vorbind, ci propriu. E poate în zilele noastre n-ar trebui să ne urcăm într-un pom fizic. Nu vă dăm lucrul acesta. Dar poate uneori trebuie să mai renunțăm la pământul acesta în care stăm și spunem aia noastră și fratele Budac a spus bine la început. E nimic nostru. Deși poate 90% din viața noastră ne orientăm și ne focalizăm atenție pentru pământul acesta, pentru a avea o casă, pentru a avea îmbrăcăminte, mâncare. Cu siguranță nu este greșit. Dar s-ar putea ca să nu ne mai facem timp pentru Hristos. Să nu mai facem timp pentru a citi cuvântul Dumnezeu. Pentru a-L cunoaște, pentru a-L vedea pe Hristos. N-a fost ușor pentru Zacheu. Și cu siguranță nu va fi ușor nici pentru noi. Dar vreau să vă spun, când un om este într-o astfel de situație disperată, un om care ajunge la disperare, întotdeauna va alege metode neconvenționale. Vreau să vă spun că în momentul în care un om este bolnav, când un om se vede cum este, este disperat. Și nu contează ce metode va alege. Cu siguranță, oamenii ar fi putut să spună, omule, n-ai putut să mergi la sinagogă să-l vezi? N-ai putut să mergi într-o altă localitate, el cu om, cu bani? Putea să călătorească până la Ierihon, dacă trebuie la Ierusalim și îl vedea cu siguranță. E când ești disperat să-l vezi Hristos, alegi întotdeauna metodele care crezi oarecum ca oameni, că nu sunt cele mai potrivite. Dar vreau să vedem la reacție pe care o are Domnul Hristos la gestul lui Zacheu. Să vedem cum a reacționat în momentul în care Domnul Iisus Hristos l-a văzut pe Zacheu. Și aș vrea să vedem în continuare cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 5 spune asta. Iisus, când a ajuns în locul acela, și-a ridicat ochii și a zis. Un prim lucru pe care Domnul Iisus Hristos l-a făcut este că s-a oprit și s-a ridicat ochii. Vreau să spun că mai important decât tot ceea ce a făcut Zacheu, este ceea ce a făcut Hristos. Dacă Domnul Iisus Hristos nu s-ar fi uitat către El și n-ar s-ar fi oprit să vorbească cu Zacheu, nimic nu s-ar fi întâmplat. Efortul omului, efortul lui Zacheu ar fi fost zero. Ar fi putut Zacheu doar să se facă de râs, să râdă oamenii de el, bă, omul în toată firea te-a urcat în pom, să se dea Zacheu din pom jos și să spună viața continuă. Și pe el să nu se întâmple nimic. Vreau să spun că eforturile pe care le facem de multe ori în viața noastră sunt zero dacă Hristos nu se oprește în dreptul nostru. Când mă uit la viața mea, este la fel. Dacă Hristos, în momentul în care mi-a împrietat viața, când a stricat către El, nu s-ar fi oprit în dreptul meu. Astăzi ar fi fost salvat. De aceea vreau să spun că dacă suntem salvați, este numai harul lui Hristos. Este numai harul lui că El s-a oprit și s-a ridicat ochii către Zacheu. Vreau să spun că Dumnezeu, în iubirea Lui cea mare, se oprește când un om strigă către El. Dumnezeu își face timp. Hristos și-a făcut timp pentru Zacheu. Și Zacheu a înțeles lucrul acesta. Hristos a ridicat ochii către El. Și interesant ce spune. Știți cum începe? Zacheu. O, dacă eram și eu într-un pom, cred că aș fi picat din pom. Cum să mă știe pe nume? Care a fost poate gândul? Măi, cine o ciripi? Cine a spus cum o cheamă? Vreau să vă spun că nimeni nu a spus cum o cheamă pe El. Știi de ce? Hristos știe tot. Știe cum ne cheamă, știe viața noastră. Și de multe ori vreau să vă spun, ca și oameni, încercăm să părem altcineva decât ceea ce sunt. Astăzi vreau să vă spun, nu mai încercați. Oamenii puteți să-i prostiți. Oamenii puteți să vă creadă că sunteți ceea ce vreți să credeți. Ceea ce vreți să arătați. Dar vreau să vă spun că Hristos cunoaște viața noastră. Hristos, când s-a uitat la Zacheu, a știut clar
Pe tine te cheamă Zacheu. Dar vreau să vă spun că Hristos n-a scos în evidență păcatele lui. Hristos ar fi putut să facă dreptul acesta, să spună, măi, omule păcătos, pe lângă că ești păcătos, mai te-a aruncat și trupul. Nici măcar n-ar accentua lucrul acesta. Vreau să spun că Hristos niciodată nu va arăta cu degetul către noi. Mă, tu ești păcătos. Pentru că Hristos ne iubește. Hristos este Cel care face pasul către Zacheu. Și zice, Zacheu, eu te cunosc pe tine. Și eu vreau să vă asigur, Hristos ne cunoaște pe toți care sunt în acest lucru. Hristos mă cunoaște pe mine. Hristos mă cunoaște pe dumneavoastră. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu în continuare. Zacheie, dă-te jos. Cum? De grabă, vreau să spun că în invitația lui Hristos este o invitație una acum. Hristos nu i-a spus, Zacheie, dacă vrei să te dai jos acum, sau dacă mai vrei să stai în pom încă și încă îți place pe acolo, pe creanga aia, mai stai acolo. Nu! Hristos i-a spus, da, dă-te jos de grabă. Dă-te jos acum. Hristos este Cel care ne cheamă acum, nu mâine, nu poi mâine, nu peste o săptămână, nu peste o lună. Hristos vrea astăzi să intre în casa noastră. El astăzi, Hristos, vrea să intre în viețile noastre, în familiile noastre. Dă-te jos de grabă. De multe ori luăm multe decizii pentru viețile noastre. De multe ori poate avem multe lucruri pe care le luăm. Decizii importante. Dar o decizie mai importantă decât aceasta. De a te coborâ și de a merge la Hristos. Nu poate să fie una mai importantă decât aceasta. Vreau să spun că diavolul este cel care se luptă ca noi să spunem, o, Doamne, mai lasă-mă o zi. O, Doamne, mai lasă-mă 3 zile, mai lasă-mă un an. Nu vreau acum, nu pot acum. Hristos îi spune clar, de grabă. Nu mai sta. Nu sta pe cânduri. Pentru că vreau să intru în casa ta. Hristos este Cel care declară o propoziție asemănătoare cu un alt ticălos, cu un alt tâlhar. Amintiți când Hristos era pe cruce, cuvintele Mântuitorului nostru către acel tâlhar care s-a pocăit, spune, astăzi vei fi cu mine. Și acum din nou, astăzi vreau să intru. El s-a dat această accentuare, astăzi. Astăzi vreau să intru. Nu mâine! Vreau să spun că Hristos vrea astăzi să intre în viețile noastre. Astăzi dorește Hristos o relație cu El. Vrem să facem acest lucru? Avem oare o relație personală? Îl avem oare pe Hristos în familiile noastre, în casele noastre, în viețile noastre? Nu contează de câți ani l-am urmat pe Hristos. Nu contează lucrurile acestea. Vreau să vă spun, să întreb din nou. Îl avem pe Hristos în familiile noastre? Îl avem pe Hristos în viața noastră personală? Dacă încă nu îl avem. Doar ne considerăm pocăiți. De 10, de 15, de 20, de 40 de ani. Nu o să spun că nimic. Nimic nu contează. Pe Hristos, dacă l-ai nimic, contează. Total. De aceea, privind la acest pasaj, privind la acest om care vedem că a avut și determinare, spune cuvântul lui Dumnezeu în continuare interesant lucru. Și ce spune despre Zacheu? Versetul 6. Zacheu s-a dat ușor așa tipire. Nu. Spune cuvântul lui Dumnezeu clar. La o invitație de grabă, Zacheu răspunde de grabă, spune cuvântul lui Dumnezeu. Zacheu s-a dat jos în grabă și cum l-a primit în casă? Cu bucurie. Vreau să vă întreb, avem bucurie? Îl primim cu bucurie? Vreau să vă întreb, când auziți că trebuie să vă vină ceva musafir, ce ziceți primul lucru? Iarăși un musafir. Iară tot la mine vin. O, iară tot la
ca masa mea, tot aici trebuie să ajung. Interesant este o ilustrată, am auzit-o și eu, nu știu dacă este adevărată sau nu. Se spune despre o familie de păstori. Familie de păstori la care a ajuns un alt păstor. Și această familie de păstori avea o fetiță. Și ca tată, ca să vadă musafirul că ce fată deșteaptă are și cum știe să se roage, a spus, fata mea, nu vrei să zici tu rugăciunea la masă? Care fata a spus, Doamne, iarăși trebuie să vină asta în casa noastră. Sunt cuvintele pe care le-au auzit de la tatăl ei. Iarăși trebuie să vină asta la noi în casa noastră. O să spun că copiii, cu siguranță, vor copia tot de la noi. Și cu siguranță nu se vor aștepta, nu ne vom aștepta ce să auzim din vorbele lor. Pentru că poate vom spune o propoziție la supărare. Fac, o spunem, o scăpăm, o păsărică, zicem, a, vă uita copiii. Nu, copiii, să știți că o să o țină minte și o folosesc exact în momentul în care nu ne așteptăm. Vreau să vă spun că Zacheu, în momentul în care a auzit că vine musafir la el, s-a bucurat. Momentul în care Hristos s-a invitat în viața lui, în casa lui, Zacheu a spus, da, Doamne, cu bucurie te cheamă. De aceea vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră să spune, Doamne, vreau și eu cu bucurie să te primesc. L-a primit. Nu doar l-a invitat, nu spune că l-a invitat, ci spune l-a primit. Deși timpul trece, nu știu cât mai am la dispoziție. Două ori. Da. Nu vreau să ne uităm în continuare la aceasta. Mă apropii de cheie. Spune cuvântul lui Dumnezeu astfel, dar versetul 7. Când a văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau. Vreau să vă spun că în momentul în care noi îl primim pe Hristos în viața noastră, oamenii ne vor lăuda. Oamenii vor spune, bravo! Cea mai bună decizie! În momentul în care noi îl primim pe Hristos, oamenii vor cârti. Oamenii vor spune, băi, cea mai bună decizie, mă? Ia uitați, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Doamne, nu știi tu ce om e ăsta? Nu sunt atâția buni, oameni buni în Ierihon la care să intri în casa lor și să mănânci la masa lor decât la păcătosul ăsta, Doamne. Numai la omul ăsta se găsi să intri. Hristos nu bagă în seamă lucrurile acestea. Nici Zacheu l-a băgat în seamă. Pentru că Zacheu era, cum era Zacheu? Era bucuros. N-a contat ce a zis în jur oamenii din jurul lui. N-a contat ce a mai spus oamenii, cum au cântit ei, cum vorbeau oamenii din jurul lui. Parcă îl văd pe Zacheu. Nu știu dacă chiar așa a fost. Sărind dintr-un picior în altul, bucuros. De la pomul ăla vreau să spun că până acasă, cred că a fost o secundă. Repede a ajuns în casă, repede l-a poftit pe Hristos în casă. De ce? Pentru că era bucuros. Pentru că l-a primit pe Mântuitor. Și de ce îmi dau seama că viața lui a fost una schimbată? Este ce urmează. Vreau să spun că ceea ce urmează este dovada clară a unei vieți schimbate. Nu putea un om care doar pur și simplu a intrat un musafir la tine în casă și tu să declare astfel de lucru. Nu se putea. Dacă n-ar fi fost o schimbare în viața lui Zacheu, nu s-ar fi putut întâmpla ce-ți vorbesc următoarele versete. Și vedeți să privim împreună. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis, iată, Doamne, ce frumos îl numește pe Hristos. Iată, Doamne. Interesant este că mulți oameni au venit la Hristos. Unii l-au numit rabi, unii au spus învățătorule. Interesant este că Zacheu nu numește învățător, ci îl numește Doamne, Domnul meu. Tu ești Domnul meu. Doamne! Jumătate din avuția mea o dau
săracilor. Vreau să vă întreb, i-a avut pe săraci în vedere Zacheu? S-a gândit oare la sărac să mai dea câte ceva? Nu ne spune cuvântul lui Dumnezeu, dar mă gândesc cu siguranță nu. Vreau să spun că pentru el, din ziua aceea, prioritățile s-au schimbat. Dacă până în ziua aceea totul a fost pentru el, din ziua aceea s-a gândit și la alții. O, interesant este că cuvântul lui Dumnezeu în Vechiul Testament se cerea cât să dea ca dărnicie. 10%. Vreau să vă întreb câți dintre dumneavoastră nu cu ridicare de mână, să vă gândiți. Dăruiți 10% din ceea ce aveți. E, gândiți-vă acum că ca un dar pentru Dumnezeu că v-a salvat, spuneți, Doamne, vreau și eu să dau nu 10, cât să dea, cât a dat Zacheu. 50! E, acum, cine este gata, din nou cu ridicare, nu vreau să îmbogățesc atât de tare biserica, încât dacă dați 50% fiecare de dumneavoastră la casa Domnului, se construiește o biserică nouă. 50% a dat Zacheu din ceea ce a avut. Greu lucru, greu! Eu mă gândesc la viața mea, cu siguranță, nu știu dacă aș putea să fac lucrul acesta. Poate aș sta de două ori pe gândul, Doamne, chiar sigur vrei să fac lucrul ăsta? Un lucru greu, poate de multe ori pentru viața noastră. Din tot ceea ce a avut, a dat la săraci jumătate din avuția. Dar continuă. Nu numai atât, nu numai că și-a schimbat prioritățile, dar vreau să vă spun că când te pocăiești, când te întorci la Hristos, lucrul acesta trebuie să fie unul vizibil. Și vreau să vă spun că dacă înainte ai păcălit pe oameni și doar te pocăiești și le ceri iertare, nu-i suficient. Nu-i suficient. Interesant este că Zacheu a înțeles lucrul acesta. Interesant, gândiți-vă la treaba asta, că până să vă pocăiți, ați înșeluit pe mai mulți oameni. E, și le-ați luat banii cu datorie și nu i-ați mai dat înapoi și a trecut ani și iarăși ai mai luat și de la unul și de la altul și ai mai tras cât ai putut și de la ăla și cât de la ăla și toți te-au știut ca un bandit care știi doar să-i înșelui pe tăți. Și de azi înainte tu să declari, eu m-am pocăit, să nu mai spuneți așa, m-am pocăit, dar tu nu se rezolvă probleme. Zacheu nu face așa. Zacheu spune cuvântul lui Dumnezeu astfel. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi cum? Împătrit. Știți cât înseamnă asta? De 4 ori. Dacă tu ai păcălit oarecum pe fratele tău cu 1 milion, îi dai 100 de euro, că poate colegii nu suntem obișnuiți, 100 de euro, dăm 400 de euro înapoi. Din nou, merg la lege mozaică, legea lui Moise, care era în vremea respectivă actuală. Știți ce zicea legea? Pentru un bou, un bou. Pentru 100 de euro, dai înapoi 100 de euro. Legea nu cere atât de mult. Dar vreau să spun, când un om se pocăiește, depășește legea. Când un om se pocăiește, dacă Domnul îi spune 10%, pentru că e pocăit, Doamne, nu dau 10%, Doamne. Dau măcar 20%. Când un om e un pocăit, dacă are lucruri care trebuie să le lămurească cu frații lui, le rămurește mai mult decât cere legea. Pentru că Hristos a făcut la fel. De câte ori să iert, Doamne? De câte ori? De 7 ori era lege. Dar Hristos spune de 7 ori câte 7? De 70. Depășește cu mult. De ce? Pentru că un om când se pocăiește, viața lui se schimbă total. Viața lui Zacheu s-a schimbat în mod radical. Și chiar dacă am spune noi, păi și cu oarecum cât o rămas? Nu contează. Când nu contează cu cât o rămas, când tragi linie, zici, mă, 50% de la săraci și când mai te gândești, bă, că doar banii lui și altă stăți, numai că o tragi de pe tăți pielea, oare cu ce-a rămas? Nu contează. Nu contează. Când ești al lui Hristos, nu mai contează banii.
Ce contează? Că l-ai pe El. Ce vedem pe fiecare dintre dumneavoastră. Nu vă legați de lumea aceasta. Zacheu a înțeles lucrul acesta. Și a fost gata. Și vreau să spun că în oameni, cred că unul dintre lucrurile cele mai greu la care poate renunța este bani. Mai renunți poate la demnitatea ta. Iargă trece. Mâine îmi recâștig. Mai renunți poate la anumite lucruri dacă e vorba să de la bani. Mai rămâne de văzut. Zacheu a renunțat și la acest lucru. Și o continuare spune astfel când Hristos vede lucrul acesta. Iisus a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și el este un fiu al lui Avram, pentru că, interesant concluzia, pentru că Fiul omului a venit să caute. Vreau să spun că Domnul Iisus Hristos, când a văzut pe Zacheu în pomă acolo sus, misiunea lui a fost să-l caute și pe Zacheu. Chiar dacă l-a căutat printre crenci pe Zacheu, poate pe noi nu trebuie să ne caute Dumnezeu printre crenci, dar poate trebuie să ne caute prin alte locuri prin care suntem încă ne place cu cuibușorul nostru. Că Hristos a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. O să vă spun un lucru. Hristos a venit pentru fiecare dintre noi. El vrea să aibă o relație personală cu noi. Întrebarea, vom vrea și noi acest lucru? Zacheu a lăsat tot și l-a urmat. Deci mă rog fiecare dintre noi să facem asemenea lui Zacheu. Și viața noastră să fie una transformată de El în întregime.